Regulamentul curselor de transport s-a modificat doar pe zona Slănicului, unde în jurul orașului Slănic sunt mai multe localități care nu sunt în mod direct legate printr-o cursă de orașul Slănic. Elevii din aceste localități învață în orașul Slănic și nefiind deserviți de către o singură cursă, astfel încât ei aveau nevoie să meargă din două bucăți sau chiar trei bucăți. Ieșeau până la drumul de Ploiești-Slănic, din Aluniș, din Bertea, urmând să fie preluați. Numai că orarul curselor nu se suprapunea și atunci a fost nevoie să reintroducem aceste stații, tocmai pentru ca să fie deservite de un singur operator de transport.